că noaptea în somn vorbeam 13.000 de limbi. Bă, făceam, mamă, ce e la gura ta, nu înțeleg. Da, și acolo la, m-am dus la Campagnola, cu Ross Stewart. Da. Ross Stewart, înainte de Ross Stewart a fost un atare. A venit unul cu niște bluși rupți, că atunci erau la modă, acum a revenit moda. Niște tenis puțin așa duși, cu o bluză de asta, erau așa un bagabond. Și eu de la intrare, barmanul chiar la intrare era și barul. Barmanul cântăresc de operă, lucra ziua și seara cânta la operă. Da. Și era ziua și la lunch, la prânz. Și intră ăsta și eu zic, excuse me, adică unde tu ești, mă? Da, da, da. Și ăla face, nu, no. Făcea, nu. No. Și mă uitam la el, ce nu, no, mă, ce? Păi nu-i vrea să-l primesc pe ăsta. Eu vorbeam cu el în italiană, știi? Da, da, da. Dar ăla îmi răspunde în italiană. Ce, ba da, poți să mă primești. Că am bani. Și ăla făcea, Valentino. Nu știa cum să fac. Era băiatul, era Michael Douglas. Era băiatul lui Kirk Douglas. Aveau rezervare 6 persoane cu familia Douglas. Eu știam rezervarea la ora 1.30. El a venit la 1.10 înaintea părinților. Și am zis că e unul oarecare, ce-l primesc pe ăsta în vagabond, ăsta cu blugii rupți. Și era Michael Douglas. Nu era căsătoricul. Nu, nu, nu. Era copil, era... Dacă facem contul la ani, cred că avea 27, 28, da, da, 30. Da, da. A venit taicăsul Kirk Douglas, l-am servit, mama, fratisul și încă doi. Spuneți-ne de Ross Stewart și Ross Stewart, de Helmut Kohl. Nu, nu, Ross Stewart mi-a zis managerul, vezi că diseară rămânem managerul general. M-a sunat că ei aveau, era o companie care aveau 6 restaurante. De la ei am învățat eu să gestionez mai multe restaurante. Și zice, diseară poți să rămâi și tu extra, că să plătea, nu era. Da, da, da. Zic, da, mă, rămân. De ce? Păi are Ross Stewart concert la New York și are rezervare la noi la 11.30. Rămân Ross Stewart, ok, nu eram mare fan, da. Și vine și de la operă și barman, o să vezi ce seară frumoasă. Mai rămân doi ospătari și tu, te-am ales pe tine. Bine, o zic. Bine, vreau să merg la discotecă, nu mi-ar dea de Ross Stewart, da. Minte de... A venit în sfârșit cu aia blonda lui, modela, soția era și cu o gașcă. Dă-i, 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 până la a doua a început să cânte. Băi, frate, s-a urcat pe masă, m-a luat de gât și a zis, stay with me. Era puțin ciupit. Da. Stay with me, adică că am mălilă dizzy. Să nu iau razna, înțelegi, da? Mai era un ospătar, mă ținea pe mine, eu îl țineam pe el așa și cânta cu barmanul. Spectacol, total, total, total. Deci vreo 20-25 de minute. Spontan așa a ieșit. Spontan, am tras draperiile, aveau draperii, aveau o singură vitrină, uite cum ai tu aici. Am tras draperiile, spectacol. Deci de atunci m-am îndrăgostit de Ross Stewart.